Și-au luat destinul în propriile mâini și luptă pentru drepturile lor. Sunt adolescenții care fac parte din Asociația Elevilor din București și Ilfov, conduși de Ana Maria Groza. Ana Maria are 18 ani, dar vrea să îmbunătățească sistemul de învățământ de la noi. Aoleu, dar câți nu și-au propus asta până la ea? Ea a contribuit la obținerea transportului gratuit pentru elevi. O vezi aici, în juriu, la Știu. Am învățat despre transport, legislația pe transport și aproape în fiecare zi sau săptămânal mă duceam la Parlament și în comisii susțineam punctul nostru de vedere. Cea mai presantă problemă acum, în momentul acesta, este transportul și vă zic cu toată sinceritatea că 300.000 de elevi nu este un număr mic. Mai ales vorbim acum de 300.000 de elevi navetiști care sunt șanse de intra în facultatea de abandon școlar dacă nu vor primi transport gratuit.